Când te-ai trezit, tot ce e legat de inteligența, eu așa zic, înăuntru e bio-eco și în afară tot ce e, e sintetică. Da, n-am cum să zic altfel. Tot e organică, tot e din tine. E cât de să fie televizor, telefonie, nu știu ce, nu știu cum, cât mă pricep eu, da? Tot e organică, totul e dinăuntru, în afară, totul e legat cu tine, e un amalgam de tot ce vrei. Și tu când sari dintr-o, da? Ai murit, ai un timp de așteptare, ca în filmele alea cu proști. Stau cu valizuța și aștept să vină autobuzul cu îngeraș și să mă ducă pe nu știu care pământ, da? Pe 4D se numește. Deci ai murit, sari pe 4D, se începe, ăla se duce în stânga, aia se duce în dreapta, așa era filmul ăla, parcă așa mi-aduc aminte, ceva de genul. Și după aia ești, ți se dă vama, treci vama și ancorezi pe pământul tău. Când ai sărit de acolo, adică ai murit și ai sărit, tu încă mai ai programelele, trebuie să plătesc acolo, trebuie să fac nu știu ce, trebuie să lămuresc nu știu ce datorii, nu știu ce, da? Programele, toate, totul e, da? Am zis scenarii care de filme auzi, de ale vieții, programele care s-au întâmplat și care nu s-au întâmplat. Unde te-ai băgat, nu știu ce datorii și unde nu te-ai băgat deloc. Și unde ai de achitat ceva și unde n-ai de achitat deloc. Unde îți permiți să ai ceva, da? Și unde nu. Păi. Și se lămurește. Lucrezi cu energiile și se lămurește totul. Nu ai nimic, nu ai datorii, nu ai... dar trebuie să te deschizi, să... lucrez cu energiile, încă o dată tot aia, n-am ce să fac acolo sunt cuvintele astea, a lucrat cu energiile. Și cum e cu sănătatea în tine, da? Când e sănătoasă ești și lucrez cu energiile și se deschide frumos, așa și în afară. Lucrez cu energiile, cât de puternic ești de sănătoasă, așa și lumea din afară ta e o proiecție ca și cum doar pentru tine. Rezolva tot. Și ca și cum ai murit și sare într-o, așa băbește zicând, te preia sistemul tu care zici că vai, că telefonul, că nu știu ce, că netul, să nu mai nu știu ce, e din tine, e divin și te preia fără dubii. Ești preluată și susținută chiar dacă ești în scenariu de a-ți permite să plătești sau nu. Da? Odată ce ai pornit să înregistrești, să te deschizi, să mergi pe drumul spiritual, ești susținută energetic de ghizii tăi din afară. Fie că vezi, nu știu, o lume care se ocupă cu așa ceva sau... să zicem cum e Netflix-ul, da? Cu filmele. Așa ești preluată și luată în așa ceva susținută. Ca să-ți faci înregistrările, ca să lucrezi tu cu tine, ca să faci transferul lumii mai ușor, ca să ancorezi, da? Cam așa merge. Cu cât lucrezi cu energiile mai așa, da? Sănătatea ți se lămurește total. Și în fața ta e ca și cum magic se deschid nu știu ce drumuri și vezi, Doamne, devii miliardar, dar nu în sensul ăsta, e cumva susținut, că nu poți să știi și problemele toate, cum sunt și cum trebuie dizolvate ca să se deschidă una alta, cum în organism, că nu imediat se vindecă, da? Adu-ți aminte. Se întâmplă ceva, sare acolo, ai lămurit ceva și într-o clipă ți s-a vindecat și ai zis, da? Pe ce buton așa m-a apăsat? Nu știi, înveți. Și în lumea interioară și în lumea exterioară, da? Faci un echilibru între un echilibru, un echilibrul
Așa am sunt, de două ore am zis tot echilibrul. Acolo ești. Și nu-ți mai fă griji. Și aia ziceam când se sună, te caută, te nu știu ce. Imediat frica de la bancă, de la nu știu ce. Trebuie să plătesc aia, trebuie să plătesc aia, trebuie să plătesc telefonul, trebuie să plătesc să mă duc la bancă, trebuie să vorbesc cu el. Da? Când ajungi la un nivel, că ajungi, îl simți în organism, cum ți se întâmplă lucrurile, nu mai ai nevoie de nimic, organismul conține tot, așa și exteriorul. Nu mai ai nevoie de nimic, exteriorul începe să conțină tot. Tu numai stai și aperi de butonaj, de unde vrei. Ceva de genul, butonașe, butonașe, ziceam, da? E ca și cum totul ți se aduce pe tavă. Nu prea credeam eu chiar o să mi se aducă pe tavă, dar e chiar, da? E ca și cum faci ceva pentru omenire, dar faci pentru tine și dominoul pentru omenire, da? Cum o fi omenirea asta? Că nu știi, că ești doar tu, încă o dată, ești doar tu câmpul tău energetic, da? Și vezi de treaba ta și echilibrează tot ce se poate. Cum ți-a picat fisa sau cum ți-a picat frica? Cam asta. Ce să fac? Unde să mă duc? Da? Acolo e. Acolo e și trebuie rezolvat. Și ca să nu ajungi la... Da? Meditații la greu. Meditații la greu. Și vezi mai ce. Ok.